Febra sărbătorilor i-a cuprins și pe covetari care în aceste zile muncesc non-stop pentru ca românilor să nu le lipsească dulciurile de pe masa de Crăciun. Oferta este una bogată, de la cozonaci gustoși cu miez de nucă până la cele mai pretențioase torturi. De sărbători, pe masa română nu trebuie să lipsească cozonacul tradițional, torturile, prăjiturile. TikTok-ul vă urează sărbători fericite. Românii care nu sunt presați de timp preferă să prepare prăjiturile în casă. După ce au cumpărat ingredientele necesare, gospodinele pot alege una dintre miile de rețete care se găsesc în cărțile de bucate sau pe internet. Fie că aleg ciocolata ori fructele ca ingredient principal, fie că optează pentru glazură cu fondant sau marțipan, un lucru este limpede. Tortul nu trebuie să lipsească de pe masa de sărbători.